Haideți să mergem acum pe Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 1. O să mergem verset cu verset, să ne uităm la un text care e important pentru subiectul nostru. Am avut ceva Q&A la masă, niște întrebări și răspunsuri, dar acum o să luăm un exemplu practic de relevanță, de adaptare, da? Deci despre asta este. Deci, așa, cred că așa. Mă scuzați, am dat numai o dată, da? Deci, practic, o să ne uităm la un text în care să vedem cum Apostolul Pavel a văzut această problemă a adaptării, a relevanței, da? Am discutat cu un frate mai înainte, nu-l văd aici. De exemplu, da, de exemplu, Apostolul Pavel citează în Areopag, știți, dintr-unul din poeți. Vă aduceți aminte, da? Citează dintr-unul din poeți. Tot Apostolul Pavel în Tit spune un proroc de-al lor, mincinos, spune despre cretani, sunt totdeauna niște pântecele niște și așa mai departe. Și, de exemplu, despre Petru se spune că în a doua lui epistolă citează din cartea lui Enoch, o secțiune, da? Nu știu dacă știți că se poate verifica lucrurile astea. Și unii zic, vezi, Apostolul Pavel s-a adaptat cultural. Din nou, s-a adaptat, dar asta este o microadaptare. Adică Apostolul Pavel n-a zis, duceți-vă la prorocul ăsta mincinos din Creta și întotdeauna citiți-i lui prorociile sau învățăturile. Nu, Apostolul Pavel spune, până și ăștia care sunt mincinoși spun despre unii dintre voi că sunteți niște leneși, deci treceți la muncă, măi, corectați-vă. Apostolul Pavel nu se adaptează în niciun alt sens. Sau când Pavel discută cu păgânii de acolo și citează unul din păgâni, el nu zice, păgânii sunt inspirați de Dumnezeu, scrierile lor sunt ca Sfânta Scriptură. Hai să predicăm în biserică din imunul României, din Mihai Eminescu, din Sadoveanu și din toți oamenii care n-au nicio treabă cu creștinismul sau ceva de genul. El nu asta spune. El se folosește, uite, chiar și între voi am auzit că se spune cu tare, te folosești de un proverb, de un dicton, ceva, ca să predici cuvântul lui Dumnezeu. Dar el n-a predicat aia, da? Sigur, această, să zicem, relevanță, sau nici nu poți numi relevanță, această adaptare, una este să citezi pe Mihai Eminescu un vers, uite, vă aduceți aminte că Eminescu zicea lucrul ăsta. Una este alta, asta, alta este să spun, domnule, hai să ne apucăm în biserică de făcut teatru. O chestie total diferită, am modificat închinarea în punctul ăsta, da? Am modificat închinarea. Bun, hai să mergem prin Corinteni, vom începe de la versetul 17, la versetul 17. 1 Corinteni 1 cu 17, da? 1 Corinteni 1 cu 17. Acum aș vrea să fac o precizare înainte, când veți auzi că voi folosi termenul lumesc, metodă lumească, voi spune foarte des, eu nu mă refer la metode păcătoase, da? Deci, ca să înțelegeți, nu mă refer la metodă lumească, mă refer la o metodă care vine din lume, care e a lumii, care e inventată de lume. Când zic strategii lumești, din nou, nu vreau să spun că tot ce ține de lucrul ăla este păcătos. Poate să fie păcătos, ci că este ceva luat din lume, ca să înțelegeți definiția, da? S-ar putea la un moment dat să mă întrebați, pe ce e păcătos în aia? Nu zic în sensul acela. Bun. Apostolul Pavel zice în versetul 17 în felul următor. Și acum aș vrea, de fapt ce vreau să fac acum? Vreau să indic câteva principii după care trebuie să evaluăm această problemă a adaptării culturale, a relevanței. Câteva principii după care să evaluăm strategiile, metodele pe care le folosim în lucrarea lui Dumnezeu. Asta este. Vreau să folosim câteva principii. Ce principii să folosesc, măi? Cum știu? E bun, nu-i bun? Adaptarea asta, relevanța asta, și așa mai departe. Cum știu? Cum îmi dau seama? Cum îmi dau seama? Cum evaluez? Și voi enumera aceste principii și voi încerca să le dovedesc pe text. În primul rând, Apostolul Pavel respinge metodele pentru care n-a fost trimis. Atenție! Apostolul Pavel respinge metodele pentru care n-a fost trimis să le folosească. Citeți versetul 17 și ascultați. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Dar zice el, și când vine de propovăduirea Evangheliei, Hristos m-a trimis nu să propovăduiesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Ascultați! Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Zice din nou, nu cu înțelepciunea vorbirii. Deci el cum judecă că n-ar trebui predicată Evanghelia în felul acela? Dar de ce, frate, să nu facem procesiuni cu cruci prin adunare, să facem ce ai spus tu mai înainte? De ce, frate? Și Pavel spune, Hristos m-a trimis să predic Evanghelia, dar nu în felul ăla, da? Că Pavel nu zice,
că nu ar fi putut predica Evanghelia. El putea predica Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Dar zice, de ce nu fac asta? Fiindcă Hristos nu m-a trimis. Bun. Cum știi pentru ce te-a trimis Hristos? Încerc să facem o conferință, facem dezbatere, ne certăm între noi, să vedem dacă ne-a trimis sau nu. Cum aflu dacă m-a trimis Hristos să predic Evanghelia într-un fel și nu în alt fel? Simplu, după cuvânt. Canonul Scripturii este încheiat, mă pot uita la metodele confirmate de Hristos și de apostoli și pot trage concluzia dacă m-a trimis Hristos pentru asta sau nu. Deci o întrebare pe care putea să o pui cuiva, dacă folosești anumite metode pe care nu le consideri după cuvânt, este asta. Te-a trimis Hristos? Și el îți va spune, păi m-a trimis să predic Evanghelia, eu predic Evanghelia. Dar tu ar trebui să întrebi, dar te-a trimis să predici cu metoda asta? Pentru că Pavel nu are probleme, doar mesajul nu era schimbat când predica cu înțelepciunea vorbirii. Rămânea același mesaj. S-a schimbat doar ambalajul. Dar zice, nu m-a trimis Hristos cu ambalajul ăsta, m-a trimis cu altul. Și atunci chiar și ambalajul, spune apostolul Pavel, modul în care vorbesc este important. Ăsta este primul principiu. Primul principiu. Pavel zice chiar despre botez. Zice, nu m-a trimis Hristos să botez. Adică nu ăsta e lucru fundamental pe care mi l-a cerut mie. Deci primul principiu pe care vreau să-l subliniez este acesta. Apostolul respinge metodele lumești pentru care n-a fost trimis. Sau cu care n-a fost trimis. Deci primul principiu este trimiterea lui Hristos. La ce te-a trimis Hristos? Cum te-a trimis Hristos să faci lucrarea? Cum te-a trimis să o faci? Al doilea principiu. Apostolul respinge metodele lumești datorită efectului. Apostolul respinge metodele lumești datorită efectului. Mai înainte a fost datorită trimiterii și acum datorită efectului pe care îl are metodele acestea. Tot versetul 17. De ce, Domnule, să nu predice Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii? Eu nu cred că dacă ne-ar fi pus cineva, ne-ar fi pus întrebarea asta. Ce crezi că se strică dacă predice Evanghelia cu retorică, cu jmecherii, cu strategii, cu să-l atragi, să-l manevrezi? Bă, important e să creadă în Domnul Iisus. Important e că a fost Evanghelia, frate. Știți că folosesc unii textul din Filipeni, zice că îi predica Hristos. Eu sunt bucuros, bine că Hristos i-a predicat. Dar Pavel acolo nu vorbește despre o predicare greșită a Evangheliei, ci una corectă. Despre una, o predicare corectă a lui Hristos, dar din motivații interne greșite. Unii o fac din duc de ceartă, dar Evanghelia era corectă, atenție! Hristosul predicat de ei era corect, îl predicau în mod corect. Doar motivația lăuntrică era greșită. Aici Pavel vorbește despre altceva, nu despre motivații, ci despre metodă, despre cum e ambalată Evanghelia. Și el spune așa, din nou, de ce să nu predici cu înțelepciunea vorbirii? De ce să nu predici cu tehnici, cu manevre? În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, dacă nu mă înșel, apostolul Pavel spune la un moment dat pe ce era întemeiată sau pe ce era fundamentată, cum era construită predicarea lui. Și vreau să citesc puțin că un text paralel la acesta. Și interesant ce spune apostolul Pavel. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, spune așa, versetul 3, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază. Adică cum e construită propovăduirea? Cum ți-ai făcut-o? Nici pe rătăcire. Ascultați, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Pe viclenie. Noi nu așa... Dar Evanghelia. Poți să predici Evanghelia, dar să o predici cu metode, într-un mod viclean. Într-un mod viclean. Și apostolul Pavel spune, noi nu facem treaba asta. Noi nu facem treaba asta. Fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor. Ce spune el aici? Păi dacă oamenii vor să umbli cu jmecherii, cu... Deci noi nu de asta predicăm Evanghelia. Noi nu pentru asta o predicăm, ca să ne placă ei. Noi predicăm ca, zicea un, când am făcut homiletică, un profesor a citat, nu mai știu ce autor, care zicea, audiența ta primară este Dumnezeu. Audiența ta primară este Dumnezeu, nu omul. Și asta spune Pavel aici, ca să plăcem, nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Deci vor predic oamenilor, dar ca, nu ca să le placă lor, ci predic oamenilor ca să placă lui Dumnezeu. Ciudat, nu? Predic oamenilor, dar ca să placă lui Dumnezeu. Eu nu caut aprecierea lor. Acceptul lor. Ce-o caut acceptul lui Dumnezeu. Dumnezeu ce ai predicat bine. Păi eu m-am ohulit, Doamne, în timpul predicat. Nu contează. Ai predicat bine. Ai spus bine. Ai folosit metodele corecte. Să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, ascultat, niciodată n-am întrebuințat, n-am folosit și spune metode. Vorbe măgulitoare. Haina lăcomiei. Martorul meu este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni. Prima dată a vorbit despre metodă, vorbe măgulitoare.
A doua vorbește despre motivații, haina lăcomiei din motive de financiare. A treia oară vorbește despre scopul lui. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca Apostolul Hristos am fi putut să cerem cinste. Deci aș fi fost legitim chiar să folosesc unele lucruri, dar nu le-am folosit. N-a vrut să corupă Evanghelia cu nimic. A vrut să o transmită atât de curat, nimic. Motivațiile, scopurile lui, metodele, nimic să nu afecteze mesajul Evangheliei. Fraților, ambalajul poate afecta mesajul. Vă întreb ceva. Dacă te-ai duce la un restaurant și ți-ar da mâncarea ta preferată într-o oliță de copii, curată, ai mânca? Te-ai simțit jignit, nu? Nu te-ai simțit jignit. Ambalajul contează. Dacă cineva ți-ar spune o etichetă cu o travă pe mâncarea ta preferată, ai lua-o? Nu, ambalajul contează. Dacă cineva pe o groapă, pe un morman de mizerie, ca să nu folosesc alt termen, ți-ar pune farfurie cu prăjitura ta preferată, ți-ai lua-o? Dar zici, băi, farfuria între nu afecta cu nimic. Știi de ce ne luau? Băi, mă duc la un restaurant, dau 10 lei, mănânc unde trebuie, într-un loc frumos. Nu-i cadrul potrivit, nu-i mediul potrivit, nu-i metoda potrivită, nu așa se servește. Nu așa se servește, nu ăla-i modul. Corect? Afectează ambalajul, afectează. Afectează mesajul. Pentru că asta ni se spune astăzi în continuu. Nu contează forma, nu contează ambalajul. Dar contează, fraților. Contează, Pavel spune că contează. El merge până acolo la vorbe înduplecătoare, la vorbe mângulitoare. El zice, toate lucrurile astea contează. Ele pot afecta mesajul Evangheliei. Deci al doilea principiu este că Pavel respinge metodele datorită efectului. Care e efectul? Ce se întâmplă dacă folosim asta? Ce e așa grav, măi, Pavel? 1 Corinteni 1:17. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. E grav sau nu e grav? E grav, nu poate să fie nimic mai grav. Deci zice, dacă folosesc un anumit tip de limbaj, o anumită vorbire, un anumit mod de a prezenta lucrurile, fac crucea lui Hristos zadarnică. Să-mi pierd efectul, ăsta este efectul. Crucea lui Hristos este făcută zadarnică. Iar nu este scopul meu ca crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Deci metoda are un efect asupra mesajului, deși asta spune că ambalajul ăsta e irelevant. Mesajul poate să rămână intact, conținutul, și totuși anulat în puterea lui datorită ambalajului. Asta spune, crucea lui Hristos este făcută zadarnică. Sigur că ce a făcut Hristos acum 2000 de ani, nimeni nu poate schimba. El se referă la crucea lui Hristos, este zadarnică în predicarea Evangheliei. Este zadarnică față de oamenii care mă ascultă pe mine. Că nimeni nu poate nega lucrarea Domnului Iisus Hristos sau poate anula lucrarea Domnului Iisus Hristos de la cruce. Deci așadar, fraților, ce vreau să observați aici? Nu doar conținutul contează, ci și eficiența. Nu doar conținutul contează, ci și eficiența acestui conținut. Pavel asta spune. Predic Evanghelia, dar contează și efectul Evangheliei. Dacă Evanghelia pe care o predic este eficientă cu rezultatele spirituale, cum judecăm noi, fraților? Că am predicat Evanghelia. O judecăm după câte mâini s-au ridicat? Nu, o judecăm după regula biblică. Am predicat-o cum mi-a spus Dumnezeu, dar lumea a fost încântată. E irelevant, Pavel nu-l interesează dacă a fost lumea încântată. Dar au venit mulți oameni. Pavel nu asta spune că e criteriu. Pavel spune, criteriul biblic este să predic Evanghelia fără brizbrizurile astea, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și da, oamenii pot zice, vreau și eu, sunt și eu de acord, și totuși crucea lui Hristos să fie zadarnică dacă oamenii aceia nu sunt născuți din nou. Deci primul principiu a fost trimiterea. Acum le spun și larg, le spun și pe scurt, ca să le țineți minte. Trimiterea, al doilea, eficiența, al treilea principiu. Al treilea principiu este că metodele nu trebuie alese după acceptarea acestora de către necredincioși. Sau, nu necredincioși și trebuie să aprobe metodele noastre. Nu necredincioși și trebuie să aprobe metodele noastre. Pentru că astăzi ne se spune să vorbim, ascultați, să vorbim pe limba tinerilor. Da, măi, dacă nu cântai rock în adunare, nu vorbeai pe limba lor. Nu înțelegea nimeni nimic, măi, dacă nu cântai rock. Nu, e absurd. Dar ăsta, veți auzi foarte de, să vorbim pe limba lor. Normal, toată lumea e de acord să vorbim pe limba oamenilor. Pe limba oamenilor. Mai repet o dată, da? Metodele nu trebuie alese sau definite după necredincioși. Sau nu necredincioșii definesc metodele biblice. Nu necredincioșii definesc metodele noastre. Deci nu ne spun ei cum trebuie să procedăm noi. Nu necredincioșii. De unde știm asta? Ne uităm la versetul 18. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării.
Dar pentru noi, câte categorii de oameni sunt aici? Două. Nu trei, nu patru, nu cinci. Unii care sunt pe calea pierzării și noi care suntem pe calea mântuirii. Și citeți din nou textul. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Și Pavel zice, propovăduirea crucii pentru ăștia ce este? O nebunie. Păi să o schimbăm, că nu-i bună metoda. Păi dacă ăștia necredincioși o consideră cum? O nebunie. Înseamnă că metoda nu-i bună, nu? El nu zice că metoda nu-i bună. Doar pentru că necredincioșii spun că nu-i bună. Normal că necredincioșii o să spună că nu-i bună. Normal că e. Și atunci ce facem? Schimbăm metoda după necredincioși? Păi atunci ar trebui să adoptăm toate metodele lor și renunțăm la metodele noastre. Pentru că metoda noastră, Pavel vorbește aici de metoda fundamentală, principală, predicarea. Asta e o nebunie pentru oameni. E o nebunie pentru ei. E o nebunie. Asta e părerea lor despre ea. Ceea ce facem noi fundamental, biserica, zice, nu o să lăsăm noi cuvântul și să ne ducem să slujim la mese. Dar au slujit alții la mese. Slujirea la mese nu era rea. Dar metoda fundamentală a bisericii a fost predicarea Evangheliei. Și el a zis, nu adaptăm, nu schimbăm, nu ambălăm altfel, doar pentru ca să facem pe plac lor. Nu să facem lucrul acesta. Nu ei definesc. Pentru că pentru cei ce sunt pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Nu cei de afară. Cei de pe calea pierzării definesc ce trebuie să facem noi. Nu cei de pe calea pierzării. Asta spune el aici, corect? Nu oamenii de pe calea pierzării definesc ce facem noi. Că oamenii de pe calea pierzării s-ar putea să spună că cina Domnului e o prostie, că botezul e o prostie, că predicarea Evangheliei e o prostie. Nu s-ar putea să spună. Ei spun că este o prostie. A, că ei sunt gentili și sunt prietenii tăi sau sunt vecini sau sunt oameni civilizați din societate și nu se exprimă în felul ăsta. Asta este cu totul altceva. Dar Pavel spune că oamenii de pe calea pierzării, în mod natural, când ei gândesc la ce facem noi, ei consideră lucrul ăsta o prostie. S-au gândit, credeți că s-au gândit vreodată oamenii că creștinismul va cuceri atâtea milioane și milioane și milioane și milioane, zeci de milioane de oameni de-a lungul istoriei cu predicarea? Dumnezeu, ați gândit vreodată omenește? Noi de 2000 de ani ne-am apucat să predicăm cu un răstignit care a fost omorât ca un revoltător, un sectar, un ciudat, un blasfemiator. Noi asta predicăm de 2000 de ani cu un blasfemiator. Din punctul lor de vedere, samaritean, îndrăcit, cum l-au mai făcut ei? El este mântuitorul lumii. Cine se crede așa ceva? Deci dacă omenește, ai sfistat să gândești, treaba asta în câteva luni de zile s-o spulberea. N-are nicio șansă. Și te duci să umpli lumea cu vestea că de fapt cel care a fost răstignit ca un sectar, revoluționar, răzvrătit, un fals învățător, un eretic, un blasfemiator, un îndrăcit, el este mântuitorul lumii. Nimeni. Zici, bă, treaba, religia asta n-are cum să țină. E imposibil. Și ne aflăm la 2000 de ani. Și impactul creștinismului în lume a fost fenomenal. N-a putut nimeni să calculeze. Prin nebunia propovăduirii crucii. Prin nebunia propovăduirii crucii. Dar asta spune el, că pentru noi, noi înțelegem ce se întâmplă. Eu când predic Evanghelia, nu sunt naiv. Eu știu că unii se uită acolo și zic, băi, prostie ce zice ăsta. Pes de treabă, Doamne, cum se crezi așa ceva? Eu înțeleg. Eu știu lucrul ăsta. Eu nu sunt naiv. Eu nu sunt naiv pentru că Pavel îmi spune, măi, asta, așa veți fi primiți, așa veți fi văzuți. Dacă tu nu te blindezi lăuntric ca să știi reacția lor față de mesajul tău și metodele tale, va fi greu pentru tine. Va fi greu pentru tine. Da? Metoda pe care Pavel a folosit-o a fost exact opusă la ce acceptau ei, corect? Ei spuneau, eu nebunie și Pavel spune, asta o folosim. Păi stai că n-are niciun sens ce faci. Da, din punctul lor, n-are niciun sens. Din punctul lor, n-are niciun sens din punctul lor de vedere, da? Era un Și vedeți, e foarte interesant că oamenii lumii nu spuneau că propovăduirea crucii este neinteresantă. Nu spuneau că propovăduirea crucii e banală. Lasă-mă că propovăduim și noi crucea. Da, nu ne-ați adus niciun plus. Nu spune că propovăduirea crucii este neatractivă. Ce spune? Că este o nebunie. Nu doar că predica ceva ce nu era atractiv, ceva ce nu era interesant, ceva ce nu era relevant. Era o nebunie pentru ei. Și el zice, noi tot o să continuăm să facem exact lucrul ăsta, da? Deci folosim exemplul ăsta al predicării, al acestei metode folosite în Scriptură, în tot secolul I, în toată istoria creștinismului, pentru a vedea aceste principii după care trebuie să judecăm toate celelalte metode. Al patrulea principiu. Deci primul a fost trimiterea lui Hristos, al doilea a fost eficiența, mulțumesc, al treilea a fost faptul că nu necredincioșii definesc metodele noastre. Al patrulea este metoda biblică
trebuie să fie compatibilă, compatibilă, adică să se potrivească cu puterea lui Dumnezeu. Compatibilă cu puterea lui Dumnezeu. Prin ea să lucreze puterea lui Dumnezeu. Criteriul este puterea lui Dumnezeu. Deci întrebarea pe care eu mi-o voi pune când voi folosi o metodă sau alta, și în cazul ăsta vorbim de predicare, este dacă puterea lui Dumnezeu lucrează prin ea. Uitați ce spune el. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie. Dar de ce, măi Pavel, de ce o mai folosești dacă e o nebunie? Omenește n-are niciun sens. Dar el spune așa, pentru cei ce sunt pe calea lui Dumnezeu este de asta o predica. Zice, da, e o nebunie. Asta e aparent prima dată, asta te izbește. Oamenii zic că e o nebunie. Oamenii ne resping, oamenii ne persecută, oamenii ne cenzurează, oamenii vor să ne închidă. Dar se întâmplă ceva. Aici e puterea lui Dumnezeu. Nu că oamenii o acceptă din prima, ci că oamenii nu acceptă și totuși ceva se întâmplă. Se luminează, se deschide. Domnul i-a deschis inima. Domnul l-a luminat. Domnul l-a... Și așa mai departe. Găsești o grămadă de expresii când oamenii împotrivitori au fost transformați de Evanghelie. Aia se cheamă puterea lui Dumnezeu. De asta folosim metodele biblice, pentru că Dumnezeu însuși s-a legat că va lucra cu putere prin ele. De asta le folosim. Unora li se pare absurd. Noi tot o să le folosim. Am fost în Oltenia, la un moment dat m-a chemat niște frați să predic la un botez. Și era o doamnă botez. Era un cazan ruginit în care o băgat ăștia un încălzitor. Mă uitam la cablul ăla, doamne, să vă pune, mă pun pe aici, că dacă unul calcă cumva să mai și, s-o mai și întâmpla din astea, da? Și a intrat o doamnă acolo, la rând acolo, și erau venite prietenile ei. Prietenile ei, oltencele ei, prietene de o viață. De o viață. Să vedeți că noi zicem, botez. Ce poate? Noi evanghelici spunem, botezul nu te naște din nou. Botezul este mărturia unui cuget curat. Este o mărturie, o declarație publică. Este o metodă. Na, ne-o dat-o Dumnezeu, o facem când ne-o dat-o Dumnezeu. Nu este așa. Ea este o metodă biblică, confirmată biblică, și Dumnezeu lucrează acolo. Fiți atent. Era acolo, am predicat, după ce am predicat, a intrat doamna și doamnele astea necredincioase. Știți cum se întâmplă? Unii oameni nu știu cum funcționează slujbele bisericii și... Da, nu știu cum să se poarte totdeauna. Nu știu cum o chema Maria sau cum o chema. Când a intrat, în secunda în care a intrat în apă doamna asta, femeile astea două, dar spontan. Marie, Marie, de aici nu mai este drumul înapoi. În mintea lor, în momentul în care a intrat în apă și a ieșit din apă, pentru ele, pentru mintea lor era... Bă, dacă a făcut treaba asta public, s-a terminat, e gata. Tu ai zice, a, l-a băgat în apă și l-a scos din apă. Nu este așa. Dumnezeu lucrează prin lucrurile acestea. Pentru că ele sunt aprobate biblic, sunt certificate biblic. Ele ne sunt date de cuvântul lui Dumnezeu. Ele vor avea putere până la sfârșitul lumii. Ele vor avea putere. Comuniștii care zic, nu există Dumnezeu, nu există nimica. De ce interzici ai botezul dacă nu există nimic? Lasă Domnului să bage în apă, dacă nu face nimic. Nu, lasă să bage. Nu, să nu facă botez acolo, să nu facă botez acolo, să nu se ducă la râu, să nu se ducă. Lasă Domnului că nu-i nimica, măi. Nu-i nimica. Povestește unul din frații noștri că la un Paște, i-a dat unuia o conservă, o pus acolo niște jare în ea, o aprins-o, o pus o sârmă, i-a dat la un preț să facă cu cădelnița pe acolo, în bătaie de joc, în noaptea Paștelui. Și după aceea a pus alți deținuți, unul să facă treaba mică, altul să facă treaba mare, a pus un preot să ceară binecuvântarea Domnului peste fecale și le-a dat ca un semn de cina Domnului. Ce trebuie să fie în sufletul tău demonizat? Dacă nu există, n-ai treabă cu el. Bă, am o problemă cu tine. Te-am împușcat, am rezolvat, o sănătate bună. Dar acolo este ceva care... De ce să-ți bagi joc de cina Domnului? Că noi zicem, este pâine și vin. Nu asta credem noi evanghelicii, rămâne pâine și vin. Dar oamenii ăștia, satana, știe că există ceva mai mult acolo. El știe că oamenii care vin și fac lucrul ăsta, el fac cu credința în Hristos. Ei se închină la un mântuitor viu înălțat la cerul, nu care a rămas mort undeva. Este ceva puternic acolo. Diavolul știe că este ceva puternic acolo. De aceea, ăsta este principiul. Metodele pe care le folosim sunt metodele care sunt compatibile cu puterea lui Dumnezeu. Cu puterea lui Dumnezeu. Deci noi vom alege, vom folosi acele metode care ne sunt date de Dumnezeu pentru că El ne-a spus că va lucra cu putere prin ele. Așa ne-a spus El. Va lucra cu putere prin ele. Și Pavel asta spune. De asta folosesc nebunia provăduirii crucii. Pentru că ea este compatibilă cu puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu va lucra cu putere prin ea. Și dacă vă gândiți chiar și la botez și la cina Domnului, ambele arată moartea Domnului Iisus. Ambele arată moartea Domnului Iisus. Aia e esența Evangheliei. Provăduiești crucea prin botez. Că un om a murit și a înviat împreună cu Hristos. Provăduiești crucea prin cina Domnului. Doar o provăduiești vizual. Omul vede lucrul ăla. Acolo este Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. De aceea pentru noi este un moment serios, da? Al cincilea principiu.
Asta e foarte frumos. Versetul 19. Dumnezeu anunță nimicirea metodelor omenești. Dumnezeu anunță nimicirea metodelor omenești. Deci nu folosim metodele pe care Dumnezeu spune că le nimicește. Ia ascultă ce spune versetul 19. Că ce s-a scris? Pavel justifică acum. Zice, nu propovăduiesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Da? Propovăduiesc Evanghelia, chiar dacă e o nebunie, nu folosesc palelor, zice, că ce s-a scris? Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți. Ăștia înțelepții, ei produc ceva, gândesc ceva, cum să fac lucrurile, ne învață, bă, așa se face treaba, mă. Și voi nimici priceperea celor pricepuți. De ce să folosești ceva ce Dumnezeu va nimici? Mă înțelegeți? Asta e principiul. Simplu. De ce să folosești ceva ce Dumnezeu a anunțat că va nimici? Și Dumnezeu ne-a arătat, chiar de la început, că omul lumesc, omul firesc, omul necredincios, el nu poate gândi felul Dumnezeu de lucru. Omul niciodată n-ar fi produs mântuirea oamenilor prin răstignirea cuiva. Niciodată. Dacă l-ar fi pus Dumnezeu o veșnicie întreagă pe om să gândească o metodă, băi, cum vă gândiți așa? Cum să recuperăm omul? Ăsta nu s-ar fi gândit la moarte, la moarte pe cruce. În rușine. La moartea aia chinuitoare. Nu. Da, între, nu, sub absolut nicio formă. Nimeni n-ar fi putut să construiască un asemenea plan. Ba chiar după ce Dumnezeu a făcut planul ăsta, ei zic că este o nebunie. E o nebunie. Și Dumnezeu anunță în versetul 19 că Dumnezeu, și asta este un citat din Isaia, dacă mă înșel, Dumnezeu va prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, voi nimici priceperea celor pricepuți. Deci asta ne spune versetul 19. Metodele oamenilor, strategiile oamenilor, gândirea oamenilor nu este născută din înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Este ceva produs de omul căzut în păcat. Și Dumnezeu anunță. Interesează-te de fiecare dată. Folosești ceva ce Dumnezeu a anunțat că va nimici? A amenințat că va nimici? Că e pricepere omenească? Sigur, este pricepere omenească bună. Da? În lucrurile vieții acestea, de la care poți învăța o grămadă de lucruri. Dar trebuie să distingem foarte bine lucrarea lui Dumnezeu și alte lucruri. A șaselea principiu. Dumnezeu deja a prostit. Ascultați, nu doar că Dumnezeu anunță nimicirea la 5, da? Ci al șaselea principiu este că Dumnezeu deja a prostit. Ascultați, exact așa spune. Dumnezeu a prostit strategiile sau metodele sau gândirea sau înțelepciunea care lumii acestea, da? Înțelepciunea lumii acestea este ceea ce produce anumite metode, pentru că Pavel despre asta a vorbit mai. Nu folosesc înțelepciunea vorbirii, înțelepciunea strălucită, cum zice în capitolul 2, o să ajungem și acolo. Sau vorbirile înduplecătoare. Astea sunt ale oamenilor. Și Dumnezeu a prostit deja metodele astea. Ia zice ce zice el. Unde este înțeleptul? Adică când vine de lucrarea lui Dumnezeu, unde e înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este? Păi cum, n-avem nevoie de vorbăreți? Nu în asta stă puterea lui Dumnezeu. Cineva care să știe să învârtă vorbele. Cineva care să fie priceput, un strateg bun, un vizionar, cum îi mai numim noi în fel și echip. Și Dumnezeu zice, dar ascultați, unde este înțelept, unde este cărturar, unde este vorbărețul veacului. Veacul acesta produce un fel de strategie, de viziune, de înțelepciune a lor. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea. Deci folosește două expresii. Veacul acesta și lumea aceasta, adică ce e relevant în veacul acesta. Frate, asta să caută. Cineva spunea recent, noi folosim niște metode care nu o să mai funcționeze peste 50 de ani. Care nu au funcționat acum 50 de ani. Funcționează numai acum în veacul acesta. Omule, tu spui exact ce a spus Dumnezeu, opus în cuvânt. El a spus, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea veacului, generației acesteia. Tu folosești exact ce spune Dumnezeu că a prostit. N-a distrus Dumnezeu, n-a nimicit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia. Lumea aceasta, viacul acesta ne va învăța pe noi ce să facem lucrarea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu le-a prostit. Dumnezeu le-a prostit. Fraților, la turcii din Alibaba, sau la frații din Cluj, sau la necredincioșii din Cluj, sau la întâlnirea studenților de la medicină din Timișoara, funcționează aceeași metodă. Propovăduirea nebuniei crucii. Nu există nicio distinție. Nici la unii, nici la alții. Nu folosesc manevre sau metode sau sugestii sau lucruri născute din imaginația viacului acestuia. Mă învață el cum să fiu mai eficient. Îmi spune el. Dumnezeu nu mi-a spus, dar îmi spune el, mă lămurește el. Și el zice nu. Și unde este vorbărețul?
Viacul acesta. Cu ce m-a ajutat pe mine vorbărețul viacul acesta în lucrarea lui Dumnezeu? Cu nimic. N-a prostit Dumnezeu. Auziți cum spune? Nu spune înțelepciunea unora din lumea aceasta. Adică spuma, cum zicem noi, spuma viacului, spuma înțelepciunii. Dacă ai luat cei mai inteligenți oameni necredincioși ai lumii aceștia, ți-ar spune, băi, cum rezolvăm problemele lumii aceștia? Nici unul n-ar ajunge la concluziile lui Dumnezeu, nici unul. Și vedem că ei ne sugerează alte lucruri. Cei mai puternici oameni din lumea asta, cei mai înțelepți, cu cei mai grozavi sfătuitori, ei nu ne dau metodele lui Dumnezeu, corect? Ei au viziunea lor total diferită. Și unii au o viziune draconică la propriu, la propriu. Ăștia au altă viziune. Dacă ai luat spumea vorbăreților, spuma înțelepților, spuma cărturarilor, spuma viacului și lumii acesteia, Dumnezeu le-a prostit. Nu astea sunt metodele. Nu astea sunt metodele. Da? Al șaptelea principiu. Când vă obosiți să-mi spuneți, eu mă opresc, închidem și trecem la Q&A. Al șaptelea principiu. Priceperea lumii nu poate realiza, ascultați, priceperea lumii, versetul 21, nu poate realiza un lucru spiritual fundamental. Ăsta e principiul. Priceperea lumii acestea, adică ce produce lumea aceasta, cu strategiile, cu metodele și așa mai departe, nu poate realiza un lucru spiritual fundamental. Hai să vedem care este acesta în versetul 21. Un lucru spiritual fundamental. Da? Noi vorbim aici de lucrarea spirituală a lui Dumnezeu. Noi vorbim aici despre cum să-ți administrezi banii, cum să-ți faci casa. Acolo se pot pricepe la foarte multe lucruri. Mai bine decât noi. Domnul Iisus spune că fie întunericul se mai înțelege decât fii luminii, dar nu la Evanghelie. A, să fie clar. Acum putem să mai zăpăcim versete prin Biblie să scoatem altceva, ce n-ar trebui. Căci întrucât lumea, cine din lume? Vorbește despre lume ca un întreg, da? Lumea cu înțelepciunea ei. Nu vorbește despre proștii lumii. Despre oamenii bolnavi mental din lume. Da, mă, ei nu. Nu. Vorbește despre spuma în lume. Căci lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a realizat lucru elementar, fundamental. Ei cu înțelepciunea lor nu pot să realizeze un lucru banal. Să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci nu vei folosi înțelepciunea lumii ca să-L duci pe om la Dumnezeu. Că nu funcționează, că asta-ți spune. Când El vorbește despre lumea ca întreg, lumea cu înțelepciunea ei, că El când zice de înțelepciunea lumii, vorbește la modul general. Lumea cu înțelepciunea ei, în ce privește lucrurile spirituale, n-au reușit să facă lucruri fundamental. Să te ducă să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci de ce ai folosi înțelepciunea lumii pentru lucrarea lui Dumnezeu? Da? Pe cale de consecință, rămânem cu metoda pe care a condamnat-o lumea. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Acum gândiți-vă, dacă lumea n-a reușit să-L facă pe om să cunoască pe Dumnezeu, ce competență au ei să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Mai întreb o dată. Dacă lumea n-a reușit să-mi dea înțelepciunea aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ce competență au ei să mă facă pe mine să-L cunosc pe Dumnezeu? Răspunsul este? Niciuna. Niciuna. Foarte simplu. E banal. Pavel îți spune clar. El ia doar un exemplu de provăduire în multe alte texte, dacă am avea timp cândva. În multe alte texte, Pavel vorbește despre foarte multe alte lucruri care sunt ale lumii acesteia și pe care El le respinge. Dar aici vorbește despre această vorbire înduplecătoare, despre înțelepciunea vorbirii și așa mai departe. El vorbește despre metoda aceasta a vorbirii care poate fi alterată cu ideile lumii. Da? Bun. În al optelea rând, la cât ai zis că ar trebui să termin? Că nu mai știu. La și 20, nu? Bun. Așa. În al optelea rând, al optelea principiu pe care eu îl văd aici, în versetul 21, este următor. Principiul acesta este alege metodele alese de Dumnezeu în mod intenționat. Atenție! Alege metodele alese de Dumnezeu în mod intenționat. Sau folosim metodele alese de Dumnezeu în mod intenționat. Alese de Dumnezeu în mod intenționat. Dacă dansez în fața cuiva și el o să gândească la Dumnezeu, nu o să dansez. De ce? Că n-a ales Dumnezeu lucrul ăla. Uitați de unde vedem lucrul acesta. Haideți să citim versetul 21 din nou. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, ascultați expresia. Vă rog să ascultați expresia. Dumnezeu a găsit cu cale. Ce înseamnă asta? Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a ales, Dumnezeu a intenționat să-și facă lucrarea de mântuirea oamenilor prin nebunia provăduirii crucii. Deci de ce folosim metoda asta până astăzi? Pentru că Dumnezeu așa a găsit cu cale.
Îți spune foarte clar. Așa a intenționat Dumnezeu. Există o paletă foarte largă de idei, de viziuni, de păreri, de strategii și așa mai departe. Dar textul îți spune, nu te duci în zona aceea în care Dumnezeu nu spune nimic. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu ar fi să ne spună toate lucrurile pe care n-avem voie să le facem, Biblia era... Nu. În fiecare generație se debitează lucruri despre care Biblia nu spune nimic expres. Despre care poți să-ți dai seama că sunt bune sau rele după anumite principii biblice. Atât. Dar Pavel spune, în ce privește lucrarea Evangheliei, folosesc metoda pe care a găsit-o Dumnezeu, pe care a inventat-o Dumnezeu, pe care a prescris-o Dumnezeu. Auzi foarte des. E interesant cum se pun problemele. Ai două variante. Spui, ce mi-a spus Dumnezeu să fac? Asta este întrebare. Asta e o întrebare creștină, biblică. O altă întrebare este... am voie să fac ce nu mi-a spus Dumnezeu să fac? Adică m-am dus în zona gri. Mă zic, am terminat de făcut tot ce mi-a spus Dumnezeu în Biblie. Ce să mai fac acum? Hai să mă gândesc, oare am voie să fac ceva ce Dumnezeu nu mi-a spus? Auzi, fă tu ce s-a spus Dumnezeu să faci în Biblie. Fă tu ce a găsit Dumnezeu cu cale. Ce a intenționat Dumnezeu, ce a prescris El în mod clar. Fraților, considerați că am evangelizat prea mult? Că am făcut misiune prea mult? Că am plantat prea multe biserici? Eu zic că nu. Eu zic că lumea încă are nevoie, poate mai mult ca niciodată, de aplicarea acelorași metode clare, confirmate, alese, intenționate de Dumnezeu. Deci eu nu aleg să nu folosesc și nu optez pentru metode după criteriul acceptabilității în lume, ci folosesc metode după criteriul ce a ales Dumnezeu. Ăsta e criteriul meu. Ce a găsit cu cale Dumnezeu. Al nouălea principiu. Asta o să fie foarte frumos. Apostolii au lepădat mijloace atractive pentru necreștini. Apostolii au lepădat mijloace atractive pentru necreștini. Versetul 22-23. Iudeii, în adevăr, cer... Ce cer? Minuni. Și noi le-am dat. Că după ce le-am dat minunile, le-am zis, băi, băieți, nu-i treaba despre minuni, doar să știți. Avem câteva adunări prin... Nu avem adunări. Avem câteva clădiri prin Oltenia. Câteva clădiri prin Oltenia, unde când intri pe hol, e bine să nu intri înăuntru, că e gol. Dar când intri pe hol, sunt poze cu botezuri, cu tot frumos acolo. Ca niște morminte văruite. Și înăuntru nu-i nimeni. Frații au venit, ei au căutat, oamenii din satele alea au căutat ajutoare. Și noi? Le-am dat. Atenție, eu nu zic că e rău să ajuți, să nu trageți confuziile greșite. Nu. Numai că mintea mea trebuie să facă, și mintea lor trebuie să facă o departajare clară. Vă ajutăm în numele Domnului Iisus Hristos? Suntem oameni buni, oameni calzi, oameni civilizați, oameni care vrem o societate mai bună, influențăm societatea pe toate palierele ei, inclusiv economic. Inclusiv economic, o influențăm în bine. Dar în mintea lor trebuie să fie clar distinția dintre asta și Evanghelie. Și s-au botezat. Și ne-am dus noi în evanghelizare. Eram un prunc atunci tare naiv. Și ne-am zis în evanghelizare, din poartă în poartă. Doamne, ați vrea să auziți ceva despre Domnul Iisus? Da, tot satul vrea să audă despre Domnul Iisus. Am zis, Doamne, unde am nimerit aici? Bă, oamenii ăștia ne așteptau, vor să audă despre Domnul Iisus și noi n-am? Era pe altă parte. Și la un moment dat întreabă cineva, zice, dar cu tirul când veniți? Am înțeles, s-a făcut lumină acolo. Eu povesteam la frața seară, într-un alt loc, un frate și-a dat seama, bă, ceva nu-i cum trebuie pe aici. Vorbim de membrii bisericii, acum în al doilea caz pe care vă spun. Biserica asta despre care vă spun se poate testa acum este biserică goală. Nu știu dacă este un membru sau doi. Goală. Nu sunt oameni. Pur și simplu, ei nu există. Da? Ei au fost membri fictivi. Au fost membri tirului din Olanda. Ei n-au fost membri bisericii. Niciodată, în realitate. Bun. Într-un alt caz, fratele și-a dat seama, bă, aici ceva nu e în regulă. Și-a anunțat de azi înainte, băi, v-am îmbrăcat pe toți, v-am dat mâncare la toți, e tot în regulă, s-a rezolvat. Oprim lucrarea asta, acum continuăm cu lucrarea bisericii. Nu știu cât mi-a spus, nu vreau să mint. Jumătate din membrii bisericii nu au mai venit. Cred că și este un interviu pe internet pe care l-am luat cu fratele. Nu au mai venit, au dispărut jumătate din membrii bisericii, nu au mai călcat la biserică. Membrii, vorbim, care erau trecuți în registrul bisericii. Da? Ei au cerut ceva și noi le-am dat. Și când ne-am dat seama că trebuia să le dăm poate altfel, într-un alt cadru, într-un alt mod, cu altă viziune, cu mai multe explicații, să facem ceva mai normal, mai bine, mai, și așa mai departe, știți că și Pavel s-a ocupat cu ajutoare. Și Pavel s-a ocupat cu ajutoare.
Lucrurile erau separate, să știa. A fost atent cum în strategia lui. A folosit o strategie biblică. Au cerut minuni și noi le-am dat. Nu le-a dat. Grecii caută înțelepciune. Pavel nu era un idiot. Pavel era un om foarte înțelept. Din orice punct de vedere. Și zice, nu le-am dat ce au vrut ei. Zice, iudeii caută asta. El când zice iudei și greci, el folosește aceste două categorii etnice pentru a se referi la toată lumea. Aveai evrei și aveai restul, neamurile. Și el zice, bă, toată lumea asta. Unii caută una, unii caută alta. Și noi ce am făcut noi când eu căutam lucrurile astea? Zice așa, dar noi, vorbește la plural, nu doar despre sine, noi toți slujitorii adevărați al lui Dumnezeu, propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei, prima categorie, este să împiedicau de el. O pricină de potignire și pentru neamuri, o nebunie. Deci apostolul Pavel a lepădat exact mijloacele atractive pentru necreștini. Pavel nu era un frustrat. Pavel nu era unul care nu știa, care nu putea să facă minuni. Știți pe apostolul Pavel. Pavel nu era unul care nu putea folosi înțelepciunea vorbirii. Vorbile înduplecătoare. În vorbirea strălucită. El putea. Vorbiri măgulitoare. El când spune n-am folosit asta, nu înseamnă, el nu zice n-am putut să le folosesc. N-am știut să le folosesc. Ăștia râdeau de Pavel. Bă, Pavel, nu-ți merge lucrarea. De ce? Păi nu știi, tată, metodele. Nu știi, nu te pricepi. Ești un inadaptat. Ești total irelevant. Tu ești redus, tu ești îmbătrânit, ești un dinozaur iudeu din asta. Tu crezi că așa funcționează cu vorbiri din asta calitare? Slab, ficos, cu trudem. Nu merge, Pavel. Nu mai funcționează. Oprește-te, omule. Și Pavel când scrie versetul ăsta, îi răspunde cineva din secolul 21. E un frustrat. E un frustrat. E ciudă că el nu folosește metodele noastre și nu știe să le folosească. Și acum zice că el nu el provodește pe Hristos să dă și mare. Ce? Noi nu provodim pe Hristos când facem minuni și scoatem dragi și prorocim? Și noi îl provodim pe Hristos. E un frustrat, Pavel. Vorbește împotriva noastră. Ne vorbește de rău. Că și noi îl provodim pe Hristos. Asta ar fi dat răspuns cineva astăzi lui Pavel. Și astea sunt răspunsurile care se dau din partea unor slujitori care spun creștini. Pavel știe exact. Pavel știe exact ce căutau oamenii. Pavel știe exact ce atrăgea oamenii. Pavel știe exact ce ar fi prins pe oameni. Dar Pavel folosește metoda legitimă. Legitimă. Ascultați, minunile au fost o metodă legitimă în secolul I. Da sau nu? Dumnezeu face și astăzi. Au fost o metodă legitimă. Ați văzut semnele unui apostol între voi. Minuni, puteri și așa mai departe. De ce spune el? Iudeii caută minuni? Noi nu le-am dat. Le-am dat pe Hristos cel răstignit. Pentru că Pavel folosea minunile nu cu scopul cu care vreau evreii. M-ați înțeles? Ei căutau lucrul ăsta. Pavel nu căuta minunile. Pavel nu căuta. Vă aduceți aminte de fiul lui Sceva? Pavel scotea dragi. A mai scos și alții decât apostolul Pavel dragi? A fost scos. Și Domnul îi condamnă. Am scos dragi în numele tău. Niciodată nu v-am cunoscut. Păi de ce, Doamne? Au venit fiul lui Sceva. În numele lui, așa, ieși afară. Și dragi, foarte rezonabil. Bă, dar voi urâților, cine sunteți? Păi tu ne-ați apărut voi pe aici. Pe Pavel îl știm și ne ferim, ne ducem în treaba noastră când el pe Iisus îl știm și pe el. Voi cine sunteți, băi, scamatorilor, clownilor? Deci era o metodă legitimă, dar era o metodă folosită într-o schemă corectă a lucrurilor. Minunile erau o certificare a mesajului Evangheliei. Minunile nu erau un scop în sine. Nu zice, căutați minuni, vă dăm minuni. Căutați exorcizări, vă dăm exorcizări. Asta se face astăzi, în multe locuri. Pavel scotea, zice că îl necăjea. Pavel nu făcea numai așa. Zicea, bă, ce dracioare sunt pe aici? Bă, nu sunt pe aici. Puh, ce mergea aici o lucrare. Nu! Zice, fiindcă îl necăjea, s-a întors și a spus Duhului să iasă din femeia. Vă aduceți aminte la Filip, da? Apostolul Pavel nu era un scamator, fraților. Apostolul Pavel nu era un clown religios. Apostolul Pavel nu le dădea lor ce vor ei. Apostolul Pavel nu făcea asta. Apostolul Pavel folosea chiar metode legitime într-o schemă corectă a lucrurilor. El spune la început, Hristos nu m-a trimis să botez și să provodiesc Evanghelia. Oare? N-a zis Hristos, faceți uzinii din toate neamurile botezându-i? A spus, dar Iisus n-a spus, mergeți la toate neamurile și botezați-i. Ci a spus, faceți ucenici botezându-i. Deci asta e schema. Schema este să faci ucenici prin botez și învățându-i. Corect? El nu zice, noi am botezat 100 de oameni. Tu câți ai botezat anul ăsta? El face exact ce făceau exorcizatorii ăștia. Credeau că scoaterea de dragi e un scop în sine. Facem o lucrare din scoaterea de dragi. Greșit. Facem o lucrare din minuni. Greșit. Facem o lucrare din botez. Greșit. Botezul, minunile au fost legitime, dar au fost puse într-o schemă corectă a lucrurilor, într-o ordine corectă, într-o listă de priorități corectă. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Zice, iudeii caută minuni, noi nu le-am dat asta.
Dar uneori a făcut minuni. Dar le-a folosit cu scopul corect. Le-a folosit în schema corectă de lucruri al lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul ăsta. Pentru că mulți oameni astăzi zic, dar ce e greșit că botează? E greșit că botează aiurea. Că nu botează după principiile biblice. Că nu botează după cuvântul lui Dumnezeu. Nu că botează în sine. Că a făcut din botez o scamatorie. Că a făcut din botez un scop în sine. Că a făcut din botez o lucrare în sine. Și Pavel spune, nu ăsta e scopul, omule. Nu ăsta e scopul. Botezul e legitim. E biblic. E necesar. E absolut necesar. Dar pus în ordinea corectă. Așezat în planul lui Dumnezeu în mod corect. Da? Și asta e foarte interesant. Mergem la următorul principiu. Versetul 23. 10. Da, 10, nu? Foarte bine. Pavel folosește o metodă conștient de efectul negativ al ei. Pavel folosește o metodă conștient de efectul negativ al ei. Vedem pentru cine și în ce fel. Auziți ce spune versetul 23. Dar noi propăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamurilor nebunie. Asta căutăm noi? Să poticnim pe oameni? Căutăm noi asta? Nu. Ne dorim noi ca să fie Evanghelia o nebunie pentru alții? Dorim noi asta? Nu. Suntem conștienți că asta se întâmplă? Suntem conștienți. Știa Pavel asta? Știa. Știa ce vor ei? Știa și asta. Deci știa ce vor ei și știa că aceștia considerau metoda lui principală o ce? Știa că o consideră o nebunie și o pricină de poticnire. Și totuși el o consideră metoda, ascultați-mă, esențială în evanghelizare. El consideră metoda principală în evanghelizare. Știe efectul ei negativ inițial pentru omul natural și totuși o folosește. Deci faptul că ceva este respins de oameni nu înseamnă că nu mai trebuie folosit. Bă, nu vezi că nu funcționează? Bă, nu vezi că oamenii se războiesc împotriva noastră? Păi, dar nu vezi? Am stat de vorbă cu cineva și a spus așa. Și un om credincios, foarte credincios. Toți copiii lui întorși la Domnul. Un om foarte serios. Să știți, foarte serios. Un om calificat în timp, în lucrare, în ce vreți dumneavoastră. Și vorbeam la un moment dat despre comunism. Și zice, ăștia de asta au intrat în pușcărie. Ce le trebuie lor să vorbească public despre Hristos și așa mai departe? A rămas mut. A, bun, deci dacă ăștia ne zic să nu mai vorbim public, noi nu mai vorbim? Și tu acuzi pe copiii Domnului care au intrat în pușcărie că ei au fost vinovați, că nu au făcut ce vrut comuniștii? Păi sigur că lor nu le-a plăcut ce au făcut. Desigur că comuniștilor nu le-a plăcut. Dar cum aș putea să mă uit la comuniști și mă uit la frații noștri? Și zice, păi și ei au vrut să predice public. Dar unde vroiai să predice? În beci? Asta este predicarea. Predicarea Evangheliei în esență este ceva pentru toți oamenii. Ascultați-mă, când apostolul Petru și Ioan stau în fapte 3 în fața Sinedrului, fapte 3 și 4, zice ăștia să nu se mai lăcească vestea, să nu mai vorbiți în numele acesta. Și el zice așa, Petru, zice, s-o știți voi și s-o știe tot norodul lui Israel. Oh, păi stai măi, n-ai auzit că ăștia ți-o zis că nu vor să știe nimeni. Voi trebuie să vorbiți cu ei, vă zic ei. Și el zice, nu. Nu. Nu, da, judecați voi, este mai bine să ascultăm de voi. Bine, iar zice că e mai bine să ascultăm de ei decât de Dumnezeu, dar noi știm de cine trebuie să ascultăm, da? Deci, ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere astăzi este că am văzut, noi suntem oameni inteligenți, noi suntem proști. Am văzut că anumite metode nu funcționează, nu sunt acceptabile, nu sunt plăcute pentru omul natural. Și atunci, în loc să zici ca Pavel, noi tot o să facem treaba asta, că noi știm efectul, noi suntem proști, noi vedem că mulți oameni nu primesc. Noi vedem că este o poticnire, noi o să facem în continuare asta, că așa ne-a cerut Dumnezeu. Și noi zicem, lasă-mă, Pavel, că găsim noi niște metode care să aibă efect opus de la ce crezi tu. Uite că noi am găsit o metodă de a predica Evanghelia care e plăcută omului natural. Tu n-ai știut în secolul I, n-ai știut să te adaptezi, n-ai știut. Dacă erai o leacă inteligent, știi tu să faci puțin lucrurile și nu mai era așa mare problemă. Ce e așa mare tragedie, măi, Pavel? Să predici Evanghelia curată, să nu tai nimic din ea, cu înțelepciunea vorbirii. Simplu! Adaptai puțin de el, nu mult, nu schimbi Evanghelia. Nimeni nu-ți cere să mai predici pe Hristos răstignit. Nimeni nu-ți cere să mai predici învierea sau moartea lui, măi Pavel. Nimeni nu-ți spune nu mai predica aici spășirea, răscumpărarea, regenerarea. Nimeni nu-ți spune. Dar ambalează și tu puțin, măi. Dă-ți interesul. Și el spune, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie... Radical, Pavel, radical, prea radical. Imediat, dacă o țineți minte. Notați-o acolo și ajungem la întrebări. 11.
11. De ce folosește Apostolul Pavel metodele astea? Asta vreau să spun la 11. De ce folosește, de ce continuă el să folosească? În ce era nădejdea lui? Că vezi că nu funcționează, că nu lucrează, că e încetul. Poate uneori ești descurajat de lucrarea lui Dumnezeu. Da. Apostolul Pavel, vedem în versetul 24, folosește o metodă cu nădejdea în chemarea lui Dumnezeu. Folosește o metodă cu nădejdea în chemarea lui Dumnezeu. Deci când folosim metodele biblice, trebuie să le folosim cu nădejde. Cu nădejde. Deci folosește o metodă care îi dă nădejde. Uitați de ce spun despre nădejde. Chiar zice așa. Noi provăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este pricină de potecnire și pentru neamurile nebunie, dar ascultați aici, versetul 24. Dar pentru cei, cum îi numește acum, noi numește pe cei pe calea mântuirii, pentru cei chemați. Chemați de cine? Chemați cum? Asta e întrebarea. Chemați cum? Aici este. Asta a fost nădejdea lui. Și continui să folosesc metoda asta, pentru că între neamuri și între evrei sunt mulți oameni care sunt chemați. Și pentru ăștia chemați, fie iudei, fie greci. Oh, uite că funcționa pentru... Ce credeți? Iudeii erau diferiți de greci? Foarte diferiți. Foarte diferiți. În tradiții, în obicei, în limbaj, în port, într-un milion de lucruri. Și el zice și pentru iudei, și pentru turcii de la Alibaba, și pentru oltenii de la Șasa, și pentru grecii de nu știu unde. Măi, interesant. Dacă sunt chemați de Dumnezeu, Evanghelia care este o nebunie mai înainte, care este o pricină de potignire mai înainte, care e respinsă, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci deodată vezi, îți spune, e nebunie, e pricină de potignire, nu funcționează, nu o vor, ei vor altceva, ți-o spus clar. Vrem altceva, Pavel, altceva căutăm noi. Nu ne interesează asupra acestor lucruri. Altă dată, nu ne interesează, noi suntem la pălăvrăgeală aici, ai ceva de pălăvrăgit cu înțelepciunea lumii acestea, bine, rămâi, nu, du-te, tată, da? Ajung cu judecata înaintea unui dregător, zice rapid, gata, terminăm, o scurmați repede, deja o ajuns la ceva moral, a început să preseze pe conștiința lui, noi nu vroiam ceva de genul ăsta, noi vrem o filozofare din asta, o vorbărie, și el zice, nu, eu nu mă ocup cu așa ceva. Dar pentru cei chemați, asta este nădejdea noastră, fraților, că în timp ce predicăm, mă aștept ca Duhul Sfânt, mă încred în Duhul Sfânt, care El cheamă, El străpunge, El cercetează, El iluminează, El deschide inima, nu eu. Dacă fac mai multe scamatorii, dacă folosesc mai multe metode, dacă am reușit să mă adaptez mai mult, nu, asta e nădejdea mea, nu este nădejdea mea. Vreau să comunic cât de clar pot, cât de direct pot, un conținut cât de biblic pot și să mă ancorez în puterea lui Dumnezeu. În momentul în care respingi metodele biblice, tu nu crezi în puterea lui Dumnezeu. Tu nu crezi în puterea lui Dumnezeu. Tu nu mai crezi că Dumnezeu onorează metoda aia cu puterea Lui. Tu nu mai crezi asta. Vă dau un exemplu. Eram la... Când a fost în timpul pandemiei și știți că foarte mulți s-au crizat, au închis. Unii ar fi închis mai mult decât le-a spus statul. Deci ei ar fi făcut... Gata, domnule, blindăm totul, niciun fel de probleme. Gata, ne mutăm virtual. Biserica virtuală, harul suveran, da? Și în timpul pandemiei mă cheamă un frate. Hai la o evanghelizare. Măi, n-aveam restricții de circulație și așa mai departe. Odată am trecut printr-un oraș, cred că prin vreo 7 mașini de poliție, dar opriseră pe alții. Știți? S-a ocupat de alții. Eu m-am rugat, nu știu cât de biblică rugăciunea asta, nu vă așa? Doamne, fă să oprească pe alții să mă duc el liniștit, da? Nu în sensul să merg cu viteză, să depășesc, dar să-mi văd de treaba mea. M-am mai rugat, nu m-a ascultat totdeauna, dar... Câteodată m-a ascultat și chiar miraculos, aș spune. În fine, m-am dus, fraților, în buricul târgului, oraș mare, chiar în buricul târgului. Primăria aproape, prefectura acolo, tot. Poliția aproape, parcul central aproape, evanghelizare în aer liber. Am zis, Doamne, ce faci, măi, omule, aici? Da? Oamenii erau blocuri în spate, parcul central, oamenii ieșiți la balcon, predicat Evanghelia, cântat public, rugat public, evangelizat public, până în toamnă când s-a făcut frig în noiembrie și au fost obligați să intre înăuntru. S-au dus, au venit, știți, poliția asta, domnule, n-avem ce face, noi n-avem voie să oprim slujbele adunării, deci noi o să le facem acum. Cum vreți, facem înăuntru sau afară? Bă, înăuntru n-aveți voie, că e distanțare. Bun, numai afară ne putem distanța.
Au închis ochii, luni de zile au închis ochii. Au avut, din câte mi-au spus frații, dacă mi-aduc bine aminte, botez în fiecare lună, în timpul pandemiei, biserici blocate, închise. Eu am fost acolo, frații, eu știu oameni care s-au întors la Dumnezeu în pandemie, în lunile alea. Predicat Evanghelia, simplu. Au cântat, s-au rugat, am predicat Evanghelia și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Oameni de pe la balcoane, oameni care treceau pe balcoane și așa mai departe. Nebunia propovăduirii crucii. Credem în metoda asta, ne-am pus nădejdea în metoda asta și ne așteptăm. Și în timp ce alții, în orașul de lângă, blindați, ascunși, nu funcționează, vai, prăpădul, anticrist, s-a terminat, gata, s-a închis, în timp ce alții erau așa, măi, nu se poate, că Duhul Sfânt nu poate să lucreze pe o rază de 5 km și la 7 km mai încolo, gata, Duhul Sfânt nu se mai poate duce, nu mai poate lucra, gata, s-a terminat acolo lucrarea. Nu, este necredincioșia omului, omul nu mai crede în metodele lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în viziunea prezentată de Dumnezeu în Scriptură. Prezentată de Dumnezeu în Scriptură. Deci nădejdea, folosim metodele care sunt compatibile, da? Cu nădejdea în chemarea lui Dumnezeu. Nădejdea în chemarea lui Dumnezeu. Acum, când discutăm despre folosirea metodelor biblice și respingerea celor lumești, este necesar, asta e al 12-lea punct, să facem o comparație spirituală. O comparație spirituală. Și o să intru la versetul 25. O comparație spirituală. Deci când alegem metodele biblice și respingem metodele lumești, este necesar să bazăm lucrul ăsta pe o comparație spirituală. Cum alegem metodele? Asta e ideea. Despre asta discutăm, despre ce principii folosim ca să știm ce metode folosim. Și să vedem ce spune Pavel. Că Apostolul Pavel, cum am spus, el vorbește doar despre metoda propovăduirii aici, dar noi folosim mai multe metode. Da? Avem cina Domnului, botezul, cântarea, rugăciunea, multe alte lucruri pe care le facem noi, da? El vorbește strict despre propovăduire. Acum, dar noi ne uităm la principiile pe care el le folosește, ca noi să le extragem și să le folosim la toate celelalte lucruri. Facem o comparație spirituală. Deci, pentru alegerea unor metode corecte, trebuie să facem o comparație spirituală. Citim versetul 25. Căci nebunia lui Dumnezeu, zice, o nebunie ce a inventat Dumnezeu. De acord, zice Pavel, de acord. Uite, măi, de acord cu tine. E slăbiciune, măi. Un răstignit în rușine, în agonie, în bajocură, blestemat pe un lemn. Aia e o rușine, măi, e o slăbiciune. Aia arată puterea lui Dumnezeu acolo. E o slăbiciune. Bun, zice Pavel, da. De acord că e și o nebunie și o slăbiciune. Cedez, de acord. Și el zice așa. Hai să facem o comparație. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Și dacă aș accepta că este o nebunie, și dacă, zice Pavel, dacă aș accepta că este o slăbiciune, hai să facem o comparație. Voi cu înțelepciunea voastră, cu metodele voastre, cu strategiile voastre, cu viziunea voastră, cu toată știința voastră, n-ați reușit să-L aduceți pe om la Dumnezeu. N-ați rezolvat problema păcatului Lui. De mii de ani, societățile noastre se zbat pentru a face lumea mai bună. Și comuniștii asta nu vreau să facă. Ai zice că scopul lor a fost nobil. Să facă omul nou. Omul nou. Frumos suna. Omul nou. Băi, în sfârșit, omul nou. Nu se face omul nou decât prin metoda lui Dumnezeu. Și uite, comparăm. Comparăm nebunia lui Dumnezeu, propovăduirea crucii. Comparăm nebunia asta cu înțelepciunea oamenilor. Ce au făcut ei cu înțelepciunea lor? Au distrus omul. Au deformat omul. Nu-ți revii zeci de ani. Să duce o generație aproape, nu-și revin societățile zeci de ani după măcelul, după îndoctrinarea, după nebunia pe care au semănat-o între oameni. După zâzania, trădarea, vânzarea, toate lucrurile pe care le-au adus între oameni. Asta au făcut ei, asta a fost noutatea adusă de ei. O noutate a deformării și a păcatului și a distrugerii. Asta au făcut. Și au venit ceilalți, au spus, acum ai, noi facem lumea nouă, coaliții noi. Nu merge. Când ai scos pe Hristos de acolo, când ai scos Evanghelia de acolo, când ai scos bazele, care au stat, multe din acestea au fost bazele unor țări din Europa, când le-ai scos de acolo, să face implozie, să dărâmă. Oricât de mare ar fi edificiul ăla. Oricât de mare ar fi edificiul ăla, ăla să dărâmă. Deci este necesar să facem o comparație spirituală. Uneori ar trebui să spui, ești tu, frate, trebuie să folosim metodele alea, ar trebui să pui o întrebare simplă. Ești tu mai înțelept decât Dumnezeu? Ești tu mai tare decât Dumnezeu? El ne-a spus că își arată tăria Lui și înțelepciunea Lui prin metoda asta. Este Dumnezeu un nebun? Este, să zicem chestia. Dar hai să comparăm nebunia lui Dumnezeu cu înțelepciunea ta. Este Dumnezeu slab? Hai să zicem că este. Dar hai să comparăm slăbiciunea lui Dumnezeu cu puterea? Da. Zice Pavel la un moment dat în Corinteni 10. Suntem noi mai tari decât El și vrem să-L provocăm la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Nu suntem. 13.
Ne uităm la 26 la 28. De la 26 la 28, el ne arată cum a funcționat metoda asta în biserică. Deci hai să ne uităm la rezultate. Eu nu știu dacă dumneavoastră ați văzut chiar la credincioși lucrul ăsta. Deci am fost acolo. A, era o biserică de țigani, aveau multe probleme, aveau, nu, era... Am zis acolo și erau, bă, era săraci, nu, na, așa... I se părea, nu-i ce trebuie, parcă. M-am zis acolo și erau, nu știu cum, biserica. Oameni disprețuitori față de biserică. Disprețuitori. Dar nu disprețuitori pentru că ar fi făcut ceva greșit, ci că nu se ridicau la anumite standarde, dar standarde inventate de ei. Și Pavel le zice așa, de pildă, fraților. Și asta este al treilea și pe la principiu. Dumnezeu lucrează contrar standardelor lumii. Dumnezeu lucrează contrar standardelor lumii. Ia ascultați cum s-a adaptat Dumnezeu. Ce-i, fraților, înalt în ochii lumii? Ia ascultați. Uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Este asta apreciat de lume? Este. 2. Nici mulți puternici. Este puterea acceptată în lume? Aici nu vorbește puternic fizic. Vorbește putere socială, putere în lume. Este asta, își doresc oamenii să fie puternici? Și el zice, dar între voi? Nu știu cum s-o nimeri, că Dumnezeu nu are mulți puternici. 3. Mulți de neam ales. Origine specială. Îi din neamul locutare. Îi evreu. Îi nu știu ce. Altă treabă. Îi țigan. Îi turc. Alții ne... Știți ce e interesant? Că cum îi considerăm noi pe alții în țară, alții ne consideră pe noi în afara țării. Oricum o să găsești pe cineva care o să te considere pe tine mai slab. Astea sunt criterii omenești, lumești, carnale, firești, păcătoase, respinse de Dumnezeu în mod clar. Dumnezeu le-a respins în mod clar. În mod clar le-a respins. Ascultați, înțelepciunea lumii, puterea lumii, originele lumești ale lumii, Dumnezeu a ales lucrurile? Iată versetul, ascultați, versetul 27. Dumnezeu, avem trei criterii, în al patrulea, în versetul 27. Dumnezeu a ales ce? Lucrurile nebune ale lumii. Doamne, ce criterii de lucru ai tu? Nu doar lucrurile nebune, ca să facă de rușine pe cele? Exact opus, Pavel spune, Dumnezeu lucrează contraintuitiv. Mă, nu vă duceți, Pavel zice, nu mă iau după aia. Că Dumnezeu lucrează opus de cum s-așteaptă ei. A ales lucrurile nebune ale lumii. Bă, ești un nebun, numai nebune aveți acolo. Bă, parolea că... Așa a ales Dumnezeu. Din perspectiva voastră așa este, dar așa a ales Dumnezeu. Înseamnă că suntem în parametri biblici. Ia ascultați, ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, considerați neimportanți, irelevanți în societate, domnule. Și zice, Dumnezeu le-a ales pe astea. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Un frate slab din adunare este mai important pentru Dumnezeu decât un om tare din societate. Un om nebun din adunare, nebun în ochii lumii, este mai înțelept în ochii lui Dumnezeu decât un înțelept, decât un om de știință al lumii ăstea. Care se uită, care știe un miliard de lucruri mai multe decât mine din punct de vedere științific, dar el nu cunoaște cel mai grozav lucru, pe cel care stă în spatele tuturor lucrurilor. Pavel spune că e nebun al lumii ăstea. Dar el îl consideră nebunul, care nu vede cel mai evident lucru, îl consideră nebun pe ăsta. A, ăștia sunt religioși, ăștia sunt cu lucruri. Nu știu ei, mă, sunt niște... Da, slab cu Duhul. Ia ascultați. Dacă nu v-a ajuns până acum, zice, Dumnezeu a ales lucrurile? Ascultați, versetul 28. Ce a ales Dumnezeu? Lucrurile josnice ale lumii. Așa de jos a coborât Dumnezeu? Bun, am înțeles. N-a luat pe oameni înțelepți, n-a luat pe oameni puternici în felul lumii, oameni de neam ales. Din schimb, n-a luat astea trei, o luat ce? Lucruri nebune, lucruri slabe, lucruri josnice. Așa se la lucru pe care spune. Lucruri josnice. S-a dus Dumnezeu și a luat lucrurile josnice. Ia ascultați. Lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Le pune la lucrurile josnice și disprețuite. Oamenii pe care oamenii nu dau nimic. Și încheie cu al șaptelea lucru. Bancă lucrurile care, adică nu, bă, n-au nicio valoare. Pur și simplu nici nu-i vezi, știi? Te uiți prin ei. Irelevanți, pentru irelevanți. N-au nici un fel de valoare. Nimic. Zero. Și Dumnezeu exact spre asta s-a dus. Zice, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Ca nimeni să nu se laude. Și voi, prin El, sunteți în Hristos, sunteți. În Hristos sunteți făcut de... Căci El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Ăsta e modul de lucru al lui Dumnezeu.
Asta ne spune, ăsta este al 13-lea principiu. Dumnezeu a lucrat și lucrează contrar standardelor lumii. Dumnezeu a defavorizat înțelepciunea lumii, puterea lumii și originile înalte ale lumii acestea. În schimb, Dumnezeu a favorizat cele considerate de lume slabe și nebune, cele josnice, cele disprețuite, cele care zice nu sunt. Și El a făcut asta cu un scop, că îți spune că a avut un scop. Ca să facă de rușine, versetul 27, ca să facă de rușine și versetul 28, ca să le distrugă, să le nimicească. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat contrar standardelor lumii. Deci înainte de a sări cu capul în jos în toate ideile și lucrurile pe care ni le vâră lumea asta ca să devenim ca ei, ca să facem ca ei, ca să fim adaptați la sistemul lor, ar trebui să ne uităm în textul Scripturii să vedem ce a ales Dumnezeu. Cum a lucrat Dumnezeu? Care a fost metoda lui de lucru și care a fost scopul lui? Ce a vrut El să facă? Ascultați, niciunul dintre noi n-am spune scopul lui Dumnezeu în Evanghelie este ca să facă de rușine oamenii. A, nu! Dar El asta spune că a făcut aici. I-a ales în mod precis cu nebunia provodirii crucii pe ăștia slabi, pe ăștia voșnici, pe ăștia nebuni, pe ăștia și așa mai departe. Spune că exact cu scopul ăsta a făcut să-i facă de rușine. Deci a avut două scopuri, să te mântuiască pe tine și să facă de rușine pe ea. Să te mântuiască pe tine și să nimicească lucrările lor. Să arată că bune de nimic. 14. Care e scopul lui Dumnezeu? Care e scopul lui Dumnezeu? Acum noi putem să punem ștampila asta. Metodele lui Dumnezeu sunt alese pentru slava lui Dumnezeu. Metodele lui Dumnezeu sunt alese pentru slava lui Dumnezeu. Metodele lui Dumnezeu, strategiile lui Dumnezeu, schemele lui Dumnezeu sunt alese pentru slava lui Dumnezeu. De ce n-a luat, fraților, Dumnezeu înțelepciunea lumii? De ce n-a luat Dumnezeu ca să transmită, ca să ambaleze mântuirea și Evanghelia într-un mod lumesc? Că putea să uita Dumnezeu la înțelepciunea grecilor, la vorbirile lor înduplecătoare și strălucite și zice, Pavel, livrează-o așa ca să se ducă mai bine. Să uite Dumnezeu la poporul Israel care era avid după minuni și spune, Pavel, ambalează Evanghelia cu minuni, multe! Lucrare de vindecare și de eliberare, dă-i tare, Pavel, și după ce e deschis prin minuni, cum unii zic astăzi te-o deschis prin cântare sau te-o deschis prin nu știu ce, după aceea le-o bagi din dos Evanghelia și eu o să zic că, bă, da, cu așa minuni, da. Cu așa minuni, da. Vă aduceți aminte? Cam ce tratament a făcut evreii apostolului Pavel de-a lungul timpului? Cam ce tratament a primit el? Cât de bine l-au masat de mai multe ori? Da? De ce a ales Dumnezeu? Care e viziunea? Pavel ne explică ce vrea Dumnezeu să facă. Și el ne spune de două ori. Pentru ca nimeni să nu se laude. Deci te trimite Dumnezeu cu un mesaj rușinos, cu un mesaj nebun, cu un mesaj slab din punct de vedere al lumii, cu un mesaj care te face din punct de vedere omenesc să fii stânjenit. Cu ce mesaj m-am dus eu? Îți dă o stânjeneală dacă gândești omenește. Te-a dus cu asta că atunci când există efecte extraordinare să nu te lauzi cu nimic. Cum să te lauzi că l-ai predicat pe un răstignit? N-ai cu ce să te lauzi. Ce-a fost a tău acolo? Dar dacă ai câștigat cu înțelepciunea ta? Dacă ai câștigat cu banii tăi? Ați auzit biserici făcute cu bani? Oh. Dacă ai câștigat cu manevrele tale, cu șmecheriile tale, atunci pe cine lăudăm? Pe tine. Problema este că atunci când o să vină unul cu alte șmecherii, cu alte metode, cu alte strategii, cu alte combinații mai deștepte decât ale tale, ai să pierzi. Dacă oamenii au venit pentru Hristos și pentru Evanghelie și au venit prin Hristos și prin Evanghelie și prin lucrarea Duhului Sfânt, cât timp tu rămâi aliniat la lucrarea lui Dumnezeu, cât timp rămâi pe principiile acestea, vor rămâne acolo, că ei pentru asta au venit. Zicea cineva, cu ce i-ai adus? Cu aia se țin, n-ai ce face. Dar știți care e problema? Unii i-au adus cu noutate, cu principiul noutății. Mereu trebuie să vii cu ceva nou, să te reinventezi. Mereu te reinventezi, mereu te reinventezi, mereu te reinventezi. Și ultimul principiu. Am zis că e ultimul, da. Ia ascultați, trecem la capitolul 2 puțin. În lucrarea sa, Pavel a respins ambalaje care luau ochii de la Hristos. Pavel a respins ambalaje care luau ochii de la Hristos. Există anumite metode, anumite ambalaje, care putea zic, băi, nu sunt rele în sine, dar care pot lua ochii de la Hristos. Deci, fraților, să știți, nu totul este dacă ai predicat Evanghelia. Contează cum ai ambalat Evanghelia. Vă citesc versetul 1 și 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, adică ei puteau să confirme dacă era adevărat sau nu. Când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Deci ziceam, puteam să aduc taina lui Dumnezeu, nu altceva, nu altă taină, a lui Dumnezeu, dar cu o
înțelepciune și o vorbire strălucită. Deci Pavel putea să ambaleze taina, sună că mai binișor, să nu dai așa frontal cu moartea lui Iisus, cu ispășirea de păcate, cu... Da, să o ambalezi cumva. Sau să păstrezi mesajul ăsta, dar să folosești niște vorbiri înduplecătoare, cum zice el în versetul 4, vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii. Să folosești o înțelepciune și o vorbire strălucită, atractivă. Pavel știa să facă lucrurile astea, fraților. Unii dintre noi nu știm, dar el știa. El avea la îndemână metodele astea. Și spune, nu le-am folosit dintr-un motiv foarte, 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 foarte simplu. Ca ambalajul uneori poate afecta mesajul. Nu-l schimbă în mod fundamental, ci atrage atenția de la conținut. Și asta este marea înșelare. Să aduci un lucru bun într-un ambalaj fals, cum ar fi ca tu să-i aduci copilului tău? Ascultați-mă, exact asta poate este una dintre cele mai bune imagini. Cum ar fi să aduci copilului tău o mașinuță ambalat superb, el să scoată mașinuța, să o arunce și să se joace cu? Dar ați văzut copiii foarte, foarte mici fac asta? El scoate lucruri, nu știi ce ăla. Și vede strălucitor, sclipiți, toate lucrurile acelea și joacă. Și zici, păi stai că ăla dinăuntru costă cel mai mult. Lucru dinăuntru e real. Lucru dinăuntru e cel mai valoros. Ambalajul costă cel mai puțin. Nici n-ai nevoie de el. Tu te-ai duce să-l arunci la gunoi. Dar spune, știi ce-ai făcut? Ai luat ochii de la conținut și l-ai dus la ambalaj. Pavel asta spune, zice, n-am vestit taina cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Ascultați, zice, căci, pentru că n-am avut de gând sau n-am intenționat sau n-am dorit să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și El răstignit. Deci n-aduc nimic, nu-L ambalez pe Iisus cu nimic, nu-I fac niciun briz-briz, nu-L transform în Moș Crăciun, nu-L fac într-un clown, nu-L fac într-un învățătorul cel mai grozav al lumii acestea. Îi dăm noi tot felul de aparențe și de străluciri care să fie mai ușor de acceptat pentru oameni. Vi-L zic direct pe Hristos? Am auzit evanghelizări în care Iisus e mare vindecător. El îți poate rezolva orice problema ta. E adevărat lucrul ăsta, dar nu ăsta e mesajul Evangheliei. Oamenii care au mers după omul acesta au trăit viața cea mai bună. E adevărat, dar nu ăsta e mesajul Evangheliei. Cei care au crezut în Hristos au fost cei mai înțelepți oameni. E adevărat, dar nu ăsta e mesajul Evangheliei. Zice, vreau să știu pe Hristos și pe El. Tot cu răstignirea o dai. Tot cu lucrul, exact, tu pisezi exact cu lucrul ăla. Zic că și, sunt și multe alte lucruri adevărate despre Hristos. E adevărat că sunt multe lucruri alte adevărate despre Hristos. Dar centrul Evangheliei este exact lucrul pe care oamenii îl urăsc. Răstignirea Domnului Iisus. Răstignirea Domnului Iisus. Și el zice, n-am ambalat în niciun alt fel pentru că am vrut ca lucrul ăsta să fie clar. Hristos și El răstignit. A respins metodele sau ambalajele care luau ochii de la Hristos. Fraților, asta este problema mea. Problema mea este că adunarea, clădirea, se poate transforma într-un ambalaj atât de strident încât te simți bine oricum. Că e Hristos, că nu e Hristos, tot te simți bine. Ceea ce, modul în care cântăm, putem să cântăm într-un asemenea mod încât nici nu mai știi despre ce ai cântat. Nu știi, ești în trans, ești bucuros, ești vesel. Poți să zici, Duhul Sfânt e aici. Tu zici că e Duhul Sfânt, dar tu nici nu zici ce cu tine. Pe ce planetă ești? Tu poți să spui că e Hristos, tu poți să pui ce etichetă vrei tu. Faptul că ai pus pe un gunoi o etichetă bună nu înseamnă că gunoiul a devenit o etichetă bună. Faptul că ai pus pe cartofi etichetă de roșii nu s-au schimbat. Cartofii bun și roșia e bună. Dar cartofii cartof, roșia rămâne în continuare roșie. Sunt unele lucruri bune pe care le putem face, dar care pot lua ochii de la Hristos. Iar pentru noi, Pavel spune, am făcut lucrurile într-un asemenea mod să nu existe nici o confuzie. Nici o confuzie. N-am ambalat. Fraților, Hristos nu are nevoie de ambalaj. Era atât de frumos. El e cel mai frumos dintre oameni. El nu are nevoie de ambalaj. La cruce este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Și asta trebuie să predicăm. Asta trebuie să predicăm. Versetul 3 și 4, Pavel zice că nu se bazează pe o prezență de spirit. Știți că îl critică ei la un moment dat, zice că în epistolele lui, cum e? Știți că îl critică corintenii? Da, zice că nu, la un moment dat zice, ai evrei, dar în epistolele lui zice, îi ferm, îi puternic în doi corinteni, dar zice, când e de față, îi fricos și slab. Zice, unde-i Pavel ăla care o face pe grozav în fața telefonului? Ia să-l vedem noi acum. Că când scrie epistole, e agresiv. Dacă nu a venit la noi, era cam molicic. Ia auziți ce spune. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, Pavel recunoaște. Am fost cum? Dar de ce s-a făcut Pavel slab? Putea să fie Pavel dur și tare? Fraților, putea Pavel să fie dur și tare? Putea să fie. Am fost slab, ascultați. Fricos. Pavel fricos? Cum ar trebui să fiu eu? Pavel fricos? Pavel timid? Și ascultați, și plin de cutremur. Aproape că nu-ți vine să crezi.
Că așa, când citește epistolele lui, se pare un om foarte... Dar zice, când a venit în mijlocul lor, n-avea o prezență de spirit. Nu, era un lider, ascultați cum se spune asta, un lider carismatic. Avea prezență de spirit. Bă, nu la ăsta te duce, te duce la unul care predică pe Hristos și e răstignit. Așa, în simplitate, nu ai vrea cineva care să atragă, care știe să... Măi, cum a aranjat lucrurile, ce a spus, cum le-a manevrat, cum le-a spus. Bă, grozav, oamenii l-au ascultat 2 ore, n-au clipit, extraordinar, mai chemați-l. A fost Hristos pe acolo. Măi, lasă că a fost mulți oameni, s-au strâns, ce mai e tu pe mine? Lasă că a fost Hristos, punem eticheta rep de Hristos pe orice și bine. Nu este bine, fraților, nu este bine. Nu este bine. Nu asta e criteriul pe care spune. Nu au frații prezență din spirit. Nu are retorică bună. Nu are vorbire înduplecătoare. Nu știe, nu-i pregătit, măi, după standardele moderne. Și el zice așa. Ascultați. Eu însumi când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. De ce a fost așa? Ascultați versetul următor. Ascultați versetul următor. De ce a făcut el asta? De ce Pavel nu se baza pe prezența lui de spirit? De ce Pavel nu se baza, versetul 4, pe învățătura, propovăduirea întemeiată pe vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii? De ce? De ce nu se baza pe el? De ce nu se baza pe felul lui în care el putea să facă lucrurile astea? Nimeni nu putea acuza că nu putea să facă. Auziți de ce? Ascultați. Învățătura și propovăduirea mea. Ascultați. Nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de tehnici retorice. De Duhul. Deci te uitai la Pavel și îl vedeai slab, firav, plin de cutremur. Și Pavel, tu ești la care ai scris epistola? Băi, sigur? Luați buletinul ăsta. El e sigur? Că nu prea pare. Dar zice, în timp ce predica el, Duhul Sfânt începea să lucreze. Și se întâmplau lucrurile. Extraordinar. Se întâmplau lucrurile, fraților. Se întâmplau lucrurile. Acest om plin de frică, de cutremur, se întâmplau lucruri puternice din punct de vedere spiritual. Oamenii erau mântuiți. Atâția oameni s-au întors la Dumnezeu prin omul acesta. Asta a fost atitudinea. Nu s-a bazat deloc pe el. A căutat smerirea lui. Au căutat coborârea lui. Au căutat să lepede orice lucru care ar fi putut să acopere într-un fel pe Domnul Iisus Hristos și mesajul Evangheliei. A căutat să fie în simplitate. Sigur, a fost întotdeauna clar, a fost direct, a fost, apostolul Pavel a fost extraordinar. Când citește epistolele lui, predicile care sunt sumarizate în Scriptură, au fost oameni extraordinari. Dar au lepădat orice lucru, orice ambalaj, orice metodă care ar fi putut într-un fel să afecteze. Și vedeți, Pavel nu pune, mi se pare foarte interesant aici, că el pune în contrast puterea de convingere a omului cu puterea de convingere a Duhului. Uitați ce spune. Propovăduirea mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare. Ce înseamnă înduplecător? Convingător. Nu în vorbire convingătoare, ci într-un duh convingător. El nu se baza pe capacitatea lui de a-l manevra pe celălalt și de a-l convinge cu vorbele lui și cu argumentele lui, ci pe convingerea Duhului Sfânt. Asta spune, nu pe vorbirile înduplecătoare, ci într-o dovadă sau într-o evidență dată de Duhul și de putere. El s-a așteptat ca Duhul să-i convingă. M-ați înțeles? Noi știm, fraților, unii dintre noi știm exact cum să-i convinge pe oameni. Nu vă spun ce știu să fac, am mai încercat unele lucruri în vremurile mele de neștiință. Eu știu cum poate fi adus o sală la frenezie religioasă. Credeți-mă că știu. Și mă rog în fiecare zi să nu existe cineva clipuri. Știți? Știu, am fost nerăbdător. Știu cum e. Cum zic? Nu știe. E ciudat că el nu știe să facă nare. Știm, măi, să facem scamatoriile tale. Știm să le facem. Dar scopul nostru, fraților, nu este ca noi să-i convingem, ca noi să-i atragem, ca noi să-i aducem, ca noi să-i ținem, ca noi să. Nu, ceva ce noi putem să producem, ci să fie lucrarea de convingere, puterea asta, spune Duhul și puterea, puterea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt și puterea Duhului Sfânt. Pavel nu pune varianta care, păi Pavel, dar de ce nu se poate să fie înduplecarea vorbirii și puterea Duhului Sfânt? El zice, nu, nu merge. Dar de ce nu le poți? Că oamenii asta zic, dar de ce să nu le ai pe amândouă? Pavel nu spune că le poți avea pe amândouă. Ceartă-te cu Pavel dacă nu-ți convine. Pavel spune, nu pot fi amândouă. Nu pot fi amândouă. Eu folosesc argumente în predicare. Eu folosesc convingeri în predicare, dar alea din Scriptură, care îmi sunt indicate de Scriptură. Argumente care îmi sunt date de Scriptură. Da? Mă las călăuzit de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Biblia folosește argumente. Biblia convinge. Dar mă las pe baza Scripturii, pentru că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, este sabia Duhului.
Nu lucruri născocite de mine, inventate de mine, imaginate de mine sau preluate dintr-o parte și alta. Da? Asta face Pavel. Pavel, principiul lui Pavel este simplitatea. Simplitatea. Și uitați, ultimul lucru, versetul 5. Știți care este pericolul cel mai mare cu manevrele omenești, cu metodele omenești? Pericolul cel mai mare, Pavel spune în versetul 5 din capitolul 2. Metodele umane, cred că 17, nu știu. 16 a fost cu metodele, da, Pavel nu se bazează pe metode umane, ci pe puterea Duhului Sfânt. Așa, dacă vreți, vi le pozez, vi le dau, faceți ce vreți cu ele. Metodele și manevrele umane dau o temelie șubredă a credinței. Să presupunem că l-ai convins. Fiți atenți, folosim metode și manevre umane, strategii omenești. L-am convins, l-am adus, l-am ținut, l-am... Care este pericolul? Măi, a funcționat, cu oamenii zic, a funcționat, frate, uite că a funcționat. Uite, tu ai spus că nu, dar uite că a funcționat. Tu ai zis că e greșit să meargă în ceremonie cu o cruce sau cu maimuțoi sau cu nu mai știu ce lucruri. Tu ai zis că e greșit, dar uite că a funcționat. Cum explici asta? Mulți mă întreabă, dar cum explici? Uite, biserica noastră a început cu minuni, cu vindecări, cu exorcizări și asta facem în fiecare duminică. Îi ungem, îi scoatem, îi dregem și așa mai. Și uite că a funcționat, la noi vin mulți, uite că a funcționat. Întrebarea este următoarea. Pe ce se bazează credința lor? Asta este întrebarea. Nu totul este despre cât mulți de oameni vin. Cât de mulți oameni vin. Nu totul este despre faptul dacă există frenezie la închinare. Nu despre asta. Nu asta e principiul lui Pavel. Nu, pe Pavel nici nu-l interesează lucrurile astea. Sunt lucruri pe care noi le discutăm astăzi peste tot continuu și pentru care apostolul Pavel nu exista nici măcar n-ar fi discutat 2 minute despre ele. N-ar fi nici nu le aducea în discuție măcar. El zice așa, motivul pentru care n-am folosit metodele astea omenești este pentru că n-a vrut să dea o temelie șubredă credinței lor. Ascultați versetul 5. Învățătura și provăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca. De ce nu i-a dus cu minuni? Pentru ca. Vedem imediat de ce. De ce n-a folosit minunile pe care le căutau ei? De ce n-a folosit vorbirile înduplecătoare, care ar fi funcționat? De ce n-a folosit înțelepciunea vorbirii? De ce, conform cu 1 Tesaloniceni 2, n-a folosit meșteșugiri, zice? Uneori folosește expresia meșteșugiri rușinoase. Lucruri rușinoase pe care le-ai putea folosi. De ce n-a făcut ca alții care au umblat din casă în casă să-i buimăcească familii întregi? Tit! În foarte multe texte din Scriptură folosește, Pavel menționează multe metode pe care le foloseau alții. Și el spune, n-am folosit, voi știți, n-am folosit nimic din astea. Nimic, nimic, nimic. Prestigiu personal, haina lăcomiei, n-a făcut afaceri din lucrare. De ce n-a folosit toate lucrurile astea? El spune de ce, ascultă. Pentru că credința voastră să nu fie întemeiată, să nu aibă o temelie șubredă, pentru ca credința voastră să fie întemeiată, nu înțelepciunea oamenilor cuprinde tot ce poate produce omul. Nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Dacă ai venit la biserică pentru un om, când pleacă omul, pleci și tu. Dacă ai venit la biserică pentru minuni, când nu mai sunt minuni, te duci și tu. Dacă ai venit la biserică pentru că ai crezut că oamenii ăștia n-au niciun păcat niciodată, când începi să vezi păcatele, ce faci? Pleci, credința ta este întemeiată greșit. Vedeți de ce e greșit să-L scoți pe Hristos din centru? Dacă l-ai adus pe om la Hristos și el a venit pentru Hristos, el va rămâne ațintit cu ochii asupra Domnului Iisus Hristos și poate să vină tot felul de lucruri. Oamenii rămân acolo pentru că credința lor este... Fraților, întrebarea asta este, pe ce vreți să fie întemeiată credința oamenilor? Pe ce vreți să fie întemeiată? Dacă vreți pe Hristos, trebuie să-L dăm pe Hristos. Și trebuie să-L dăm în modul, nu doar mesajul corect, ci trebuie să-L dăm în modul, în ambalajul, care nu ia ochii oamenilor de la Hristos. Hristos este suficient de frumos, suficient de strălucitor, suficient de minunat, ca să nu fie nevoie să băgăm brizurile noastre, da? Amin. Ați zis câțiva amin, tot e bine. Da. Da. Unii n-ați zis, nu au nicio problemă. Da, da. Am înțeles. Te-ai trezit acum, ai auzit amin? Da, imediat cu întrebări. Mă lăsați să nu iau cafea acum? Păcate.